Bine ați revenit la materialele mele. Vă prezint trei noi prieteni. Astăzi vorbim despre realizarea decorurilor de flori în formă de buburuză și vom vedea cum se face această lumânare. E recomandată ca și lumânare de botez. E botez real, e făcută pentru o fetiță care peste 2 ore are evenimentul. E din trandafir roșii. O să vedem imediat cum am meșterit noi aici ca să arate așa. Materialele pe care le folosim la construcția buburuzei sunt pe masă. În partea de flori voi amesteca 3 tipuri diferite de trandafiri roșii, dar mă voi juca cu dimensiunile lor ca să-l fac un pic mai complex, un pic mai frumos și să pot rotunji. Având în vedere că noi la buburuza noastră vom construi o formă lunguiață, ovală, dacă folosesc, și asta e valabil pentru toate formele de obicei rotunde, dacă folosesc flori de aceeași dimensiune, identice, este posibil să nu se îmbine foarte frumos și să nu creeze masa aia compactă, bogată de flori. Și atunci mă joc. Am trandafiri roșii mai mari, ăștia sunt în portolanda, am niște trandafiri tot roșii, un pic mai mici, care sunt de grădină sau cultură maghiară, mă rog, sunt niște trandafiri așa mai mici, și am mini-rozele roșii. Voi amesteca toate aceste flori în construcția buburuzei. Proiectul în sine presupune și decorarea sălii de botez cu aceste buburuze făcute aseară. Aici, pentru a avea un buget mai mic și pentru a reuși să ne adaptăm posibilităților de plată ale clienților, am folosit multe garoafe. Ei, în lumânarea de botez n-am să folosesc garoafe, ci doar trandafiri. Asta e povestea cu trandafirii. Ca și alte materiale, partea de verdeață, o să vedem că mascăm la sfârșit cu câteva frunze de aspidistra, le am aici, sunt niște aspidistre mai mici, nu sunt acelea mari. Cel mai interesant lucru aici reprezintă, de fapt, construcția și montarea suportului pe lumânare pentru construcția buburuzei. În primul rând, vreau să construiesc capul buburuzei. Asta până la urmă am inventat eu, nu știu dacă e o tehnică specială sau m-am adaptat. Folosesc un burete oasis uscat pe care îl tai și cu cuțitul îl fac un pic mai îngust. Cea mai mare problemă aici, de fapt, este proporția dintre capul buburuzei și corpul buburuzei. Asta trebuie să o stăpânim. Voi rotunji buretele. Aici ține de îndemânarea fiecăruia să fie cât mai frumos rotunjit și să nu rămână muchii drepte. Nu e prima dată când fac acest model de lumânare. Mi s-a cerut destul de des pentru lumânările de botez să fie în formă de buburuză. Prima dată am fost mai complicat până am găsit, de fapt, soluțiile cu ce aveam la îndemână. Ok, e ușor rotund. Ok. Asta este baza. Mi se pare că e puțin prea lung, mai tai un centimetru. Cam ăsta va fi căpșorul buburuzei mele. Am un material, o bucată de material textil negru. Nu e cel mai bun. Am avut un mai subțire elastic, dar s-a terminat. Asta este, de fapt, un saten pe care îl folosesc cu partea nelucioasă, cu care îmbrac bucata de burete.
No, asta ar trebui să fie cât mai întins. Și aici ține de îndemânarea fiecăruia. Prind cu bolduri. Face o mică cută, da. Sper să fie în regulă. Avem noroc cu foarte multe materiale din astea textile. Sunt de fapt resturi pe care ni le aduce prietena noastră Simona Noroc. Ea are un atelier de design vestimentar. Se bucură să ne poată dona saci întregi cu resturi de materiale. Iar pentru noi este foarte valoros acest sac, de fapt acești saci, pentru că oricând avem nevoie de un pic de material, un pic de culoare, un pic de textură, căutăm în sacii de la Simo. Oh, făcut o cută. Hai să văd cum se fac aici. Ah, mi-a ieșit. Un fel. Treburile astea ce țin de bricolaj, de construcții, multe ori pentru mine, eu le tratez ca pe o joacă. Este destul de ușor să găsești soluții prin care să construiești ceea ce dorești. Fiecare decide dacă maschează, ascunde partea asta rămasă la vedere sau nu. Sau dacă face mai fin decât mine, asta iară există posibilitatea, pot să lipesc cu lipici ceva peste și nu se mai vede, ceea ce o să și fac. L-am mascat puțin. Okay. Lăsăm puțin să se usuce. Pasul următor este să fixăm buretele pe lumânare. Este o lumânare pe care am achiziționat-o de la biserică. Lumânarea standard, cred că are mărimea de, nu știu cât are, 60-70 de centimetri, ceea ce se folosește pentru botez. Așa, am un burete întreg, tip cărămidă, pe care îl sculptez puțin. Eu trebuie să fiu foarte atentă la proporția și dimensiunea, de fapt, dimensiunea buburuzei și proporția dintre această dimensiune și lumânare. Lumânarea este destul de subțire, deci nu o să fac o buburuză atât de mare cât este aceasta, o să fac una mai micuță. Îmi stabilesc lungimea buretelui și vedem mai târziu că se leagă de lungimea buburuzei. Îl fac un pic mai îngust decât, dar doar puțin. Și mai tai puțin și de aici.
Fiind și vară, noi acum filmăm, este luna iulie, afară este destul de cald, iar lumânările astea, eu n-am nicio treabă cu nimeni, nici cu biserica, nici cu ceilalți, dar sunt destul de fragile, iar la căldură se curbează foarte mult. Dacă pun o greutate foarte mare de burete cu apă pe lumânările acestea și le țin la căldură, ele se vor îndoi sub greutatea florilor și a buretelui. Trebuie să am grijă să fac cât mai proporționale și cât mai ușoară lumânarea, chiar dacă este cu burete ud. Nu vreau să pun decorul buburuza dreaptă, vreau să pun ușor într-o parte. Pentru asta voi tăia un șanț în spatele buretelui ca să se muleze pe lumânare. În diagonală. Îi voi rotunji puțin și colțurile. Aici va trebui să stea buretele meu. Ca să-l fac să stea, folosesc în cortei. Destul de ferm odată peste și înfășor pe lumânare capătul. Nu este destul de stabil, mai pun încă una. Primul lucru, fixăm capul buburuzei și voi face lucrul ăsta cu câteva bucăți de sârmă mai groasă, de sârmă de 0,8 sau de 1, nu-mi dă seama exact. Un fig. Da? Sunt destul de multe, cred că voi pune 3. Sârme. Să-mi pun lumânarea, buretele cu linia dreaptă a buburuzei către mine și încep construcția aranjamentului floral. Ca și la alte forme și structuri, încep cu baza. Îmi dau reperele. În prima fază stabilesc lungimea printr-un trandafir și merg cu ăștia mari. Stabilesc lățimea și am grijă de construcția ovală. Da.
oval. Îmi da lungimea, lățimea și înălțimea, reperele de bază. Făcând acest lucru, va fi foarte ușor să nu, să nu pierd linia. Am să pun prima dată toți trandafirii mari, destul de echilibrați, și apoi vin cu cei mai mici și la urmă umplu golurile cu mini rozele. Îmi sunt necesar mai mulți trandafiri decât am estimat. Mai iau ceva. Încep și cu mini roze puțin. Aici, în partea asta, am o mică problemă. Trandafirul ăsta este prea ieșit și îmi deviază frumos, ușor forma. Încerc să-l poziționez așa cumva. De fapt, tai colțul de la burete ca să câștig 2 cm adâncime. Are formă. Un pic ăsta e prea ieșit. Bun. Ne ocupăm de buline. Eu am tăiat aici, tot dintr-un material textil negru, 4 buline.
Cred că e ceva piele artificială, imită pielea, e o textură mai tare. E, am grijă să nu mânjesc cu lipici florile și să le poziționez exact acolo unde trebuie din prima. Până aici. Sunt un loc de asta. Nu mai intrăm de acolo. Nu, nu. Ochișoare. La celelalte am pus năsturei albi pe post de ochișori. Acum mi s-au tăiat năsturei, dar în cutia cu materiale de Crăciun am găsit aceste bobițe albe pe care le voi transforma în ochișori. Sunt din polistiren. În afară de a avea grijă să le lipesc exact în același loc și să nu se miște, ca să nu mânjez mare lucru, nu mai am să fac. Am pus prea mult lipici, îl împart. Stau puțin să se lipească, să se usuce, să nu-mi cadă. Și îl pun deodată în același loc. Parcă și mai drăguțe buburuzele astea, ca un mijloc, o ceva care seamănă mai tare cu ochișorii. Sunt la stadiul la care așa arată decorul meu și trebuie să mă ocup de partea din spate. În primul rând, capul acestei buburuze nu stă foarte fix. Am să îi pun câte puțin lipici acolo unde face priză cu lumânarea, de exemplu, aici. Țin apăsat să se fixeze și de asemenea unde face priză cu trandafirii. Ca să nu se adoare în sârmeleala, că dacă cineva trage de el, poate să-l scoată. Stau puțin să se lipească din nou. Mânjesc cu lipici o frunză de aspidistra. De fapt, am să-mi pregătesc mai multe. Lumânarea de aspidistra, că aici încă țin cu mâna să se lipească capul buburuzei. Până se întărește lipiciu, am numai o mână liberă. Lipesc frunza. Și stau să se lipească următoarea frunză. Ups. Cel puțin provizoriu. Aici am nevoie de două bolduri.
Le-am șters, dar numai pe față, pe spate, am uitat să le șterg. Le șterg la sfârșit. Stau cu minte, se usuce bine lipiciu. Și mai finisez imediat pe aici colo. Eu să-i pun și o coadă. Cred că s-a uscat totul aici. Și acum, pentru că eu am mânjit foarte tare frunza și nu m-am gândit înainte, am să o tai. Decupăm. Frumos. Aici este destul de neaspectos că se vede puțin lipiciu. Revin imediat la partea asta și am să decupez și coada asta de jos. Bun. Așa. Acum ne gândim la cel care poartă lumânarea la naș și vedem de unde îi va fi comod să o țină. Singurul loc comod este aici, sub. Și asta e o recomandare mai veche a mea. Nu lăsați lumânările de cununie sau de botez nefinisate sau fără un mâner făcut. Este foarte neplăcut ca o persoană elegantă și într-un moment festiv să țină mâna direct pe lumânare, pentru că este cu textură unsuroasă, iar la căldură se și topește și murdărește. Na. Inițial am vrut să fac mânerul acestei lumânări de culoare roșie. De-aia mi-am pregătit panglica roșie. După aceea m-am răzgândit, pentru că eu am o formă roșie ovală care vreau să pun în evidență foarte clar și foarte bine, fiind buburuza. Un mâner roșu n-ar face decât să împrăște culoarea roșu în afara formei. Și atunci m-am răzgândit, cum am zis, și o să folosesc panglica crem de culoarea lumânării. Nu are efect decorativ neapărat această panglică, ci doar o finețe care îl ajută pe om să nu se murdărească de lumânare. Am văzut încă se vede în continuare frunza asta, mai vreau să tai din ea un pic înainte. Bun. Am panglica, dar înainte de panglică pun puțin floral tape de hârtie. Și peste floral tape vin și pe panglica. Bun. Ziceam că revin puțin aici. Voi nu vedeți, dar se vede un pic atât banda cu care am legat lumânarea, cât și o bucățică din burete. Și în primul rând vreau să scap de frunza asta. Fac așa. Și am să-mi iau un alt vârfuleț de frunză.
pe care lipesc acolo înăuntru, cumva. Am rezolvat problema. Acum vedeți voi, am avut o discuție aici între noi referitor la antenele, mă buburuze dacă buburuza are sau nu antene. Iulian face semn din cap că da, trebuia să fie pune și niște antenuțe, le caut imediat. Uite și antenuțele, mă rog, sunt bordeaux. Ar fi trebuit să fie negre, ar putea fi spreate cu negru fără nicio problemă, totuși sunt puțin cam mari. Astea sunt niște accesorii din ceva textură lemnoasă, niște spirale prinse aici cu sârmă. Sunt foarte decorative și le folosesc destul de des. Dar acum sunt prea mari. Tai ultima buclă jos și îmi rămân niște antenuțe proporționale cu buburuza mea. Crăpăm puțin, dar puțin. Materialul. Gata. Avem și antenițele. Și cam asta este decorul meu de lumânare de botez pentru o fetiță. Comanda este chiar comandă reală din florăria noastră. Iar masa va fi decorată cu buburuzele pe care le vedeți aici pe butucei. Vin cu bugetul. Am numărat toate florile pe care le-am folosit. Am așa, 11 trandafiri din aceia mai mari roșii, care au un preț de vânzare de 8 lei. Am 16 trandafiri micuți din aia de grădină, de producție maghiară, pe care i-am bugetat la un preț de 5 lei. Aici, ca și o paranteză, vă spun, prețul lor de achiziție este unul destul de mic, nu depășește 1,50 lei. Și sunt foarte rentabili de lucru atunci când avem volum mare de trandafiri și bugete mai mici. Am două mini roze la un buget de 10 lei firul și am mai pus o sumă de 50 de lei pentru accesorii și alte materiale. În final, suma, prețul lumânării mele este la 238 de lei. Eu cred că un preț de recomandat de vânzare pentru acest aranjament floral poate fi undeva între 250 și 300 de lei. Eu nu am pus însă în acest calcul și prețul lumânării. Dacă lucrăm cu lumânarea noastră, se mai adaugă aproximativ 60-70 de lei prețul unei lumânări simple. Dacă e lumânarea de la biserică, prețul este ușor mai mic. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți. Revin!